E o putere supranaturale care ne pătrunde, dar ne dă stări emoționale pozitive. Bucurie, de lungă răbdare, liniște, pace, securitate, credem de nimic. Și știm înfrunta orice lucru neprevăzut care apare și care ne-ar putea destabiliza. Și, în schimb, avem un replică și un text negativ, să știți, un text invers, care e tot de la Sfântul Apostol Pavel și care spune ce pățesc oamenii care beau apa moartă, adică apa aceea care îți mântuiește viața și îți distruge atmosfera emoțională pozitivă din viață. Spune așa ceva. Spune că asta e legată de materialism. Spune, faptele carnale ale trupului sunt cunoscute ca fiind ca unele ca acestea. Și uitați ce spune. Desfrânare, necurăție, nerușinare, idolatrie, vrăjitorie, dușmănii, certuri, gelozii, întărâtări, gâlceni, dezbinări, erezii, invidii, ucideri, peții, chefuri și altele asemenea acestora asupra cărora pe prevenire să ne sunt pare. Cei ce fac unele ca acestea nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Deci împărăția lui Dumnezeu e o stare pozitivă, ci e și o realitate dincolo de moarte, nu împărăția cea veșnică. Orice ca să ajungem în aceea, și de aici, după cum să gustăm lucrurile pozitive, trebuie să ne gândim de toate lucrurile acestea. Spuneam de mult o doamnă, ce eu m-am uitat la... Am avut un caz și m-am gândit la ce are. Pe internet, acum pot să plătesc o prăjitoare. Și zice 3 milioane a costat numai conexiunea. După care nu trebuie să vorbească în 2 minute și nu trebuie să treabă. Zice, trebuie de sânte de 25 de milioane. Și atunci m-am simțit folosită și m-am făcut. Păi zic, și mie la să încercați. Nu trebuia deloc să lucrați cu elemente de genul acesta demonice. Deci vedeți că și în lumea postmodernă, care sunt într-o lumea raționalului, a gândirii cerebrale, mulți oameni se lasă copleșiți, se vedeți din rău și apoi se gândesc la soluții disperate ciudate și a simțit că ajunge, de fapt, ajutorit în respectiva vrăjitoare. Sau spune aici, zice dușmănii cercul gelozii, întăritări nerușinare, să ne gândim noi, dacă nu cumva realități de genul acesta nu sunt specifice familiei noastre, dar ne intră în casă prin televizor. Nu mulți oameni obișnuiesc la să televizorul deschis, living toată ziua și tot merge. Și acolo nu vede ce ce, și distracție, și tărâtări, la urmă, și cuvinte obscene, și zic, doamne, cât o travă, se poate revărsa în cuibul nostru, care e prima la mie și o travă, asta e prin televizor. Deci e foarte important să controlăm. Adică cât ne face bine știe și când se dăm noi ce îl folosim, dacă nu evacuăm, adică nu lăsăm mai ales peste copii să le creeze, să le creeze copilașilor, dezechilibre. Foarte important este, vedeți, să aducem noi dragostea prin Duhul Sfânt în viața noastră. Și în încheiere, ce s-ar mai cuveni oare să spunem noi? Evanghelia de astăzi vorbește de cei care erau pătrunși la inimă. Să ne gândim noi astăzi, ce e din Sfânta Biserică de pătrunde la inimă? Ce e starea asta de pătruns la inimă? Spune Vechiul Testament că oamenii pot avea inimi învârtoșate, adică pietrificate, inimi care nu simt nimic. Pe sensul cu transcendenția lumii de dincolo, ai religiei, ai Dumnezeu, îți tociți, oamenii nu simt nimic. Ci ăștia trebuie să activați prin mers la biserică, printr-o disciplină, nu stai oriceva la biserică, te concentrezi, slujba, absorbi un mesaj, toate se activează acest sensul ale transcendenței, ai religiosului sau ai lumii de mâine. Și aici, culmea de calea aceasta vine apoi apa vie în propria viață. Și vedeți, să ne întrebăm astăzi, ziua Duhului Sfânt, pătruși la inimă, când am fost mai în viață? Ce înseamnă pătruși la inimă? Inima n-a mai fost de piatră, ci a fost o inimă caldă, care a simțit realități de dincolo de lume, l-a simțit pe Dumnezeu, i-a simțit dragoste, i-a simțit protecția de Dumnezeu. Aceste momente sunt foarte importante în viața noastră, chiar că sunt foarte, foarte dese. Uneori la biserică, rugăciune, alteori, povestea o femeie la televizor, cea mai mare pătrundere la inimă a avut-o prin soțul meu, fi ce era operat și-a spus medicii că-i poții să moară. Și a zis, Doamne, să fie atât de lungă, avea 50 de ani și să-mi duc viața singură până la sfârșit, nu suport. Și atunci am avut așa ce pătrundere la inimă în timpul rugăciunii,
biserică, niște ani cu soții operat, cu 3-4 ore de la operația. În cântice am simțit pătrunderea lui Dumnezeu în ființa mea, dar care mi-a dat și asigurare. Va fi bine, nu te teme. Și așa a fost. Au trecut de atunci 20 de ani și ce trăim împreună, în pace, armonie, fericire și zice, s-a împlinit cum a zis, mi-a zis vocea ceea ce vocea să îmi vină rugăciune. În încheiere, ce s-ar veni noi să facem? Să ne dăm seama că dragostea, un alt nume pentru Dumnezeu, Dumnezeu e drag, este Sfânta Scriptură și în măsura în care cultivăm în viața noastră, în familie, între membri, la locul de muncă, în societatea în care trăim, dragostea e și o energie pozitivă care ne face fericiți, dar și o persoană. Unde e energia, vine persoana. Unde e persoana, vine și energia. Dumnezeu întotdeauna vine prin bani de dragoste, gândindu-se între oameni, iubire, pace, armonie. Și întotdeauna când vine intensitate, ne pătrunde la inimă. Simțim inima încălzindu-se și cum deja se deschide spre aceste realități supranaturale dincolo de lume. Și eu o să închei cu poezie foarte frumoasă. Poate mulți o știți de la școală, deci de la copii. Dar e o poezie a lui Vasile Voiculescu care spune lui Dumnezeu și dragoste, te aștept, intră. Ce adevăr o simțit el? A simțit că dragostea și Dumnezeu nu intră cu forța, nu? Nu există dragoste cu forța. Și numai măsura în care e invitat, nu ca un musafir silos care stă la ușă, doar dacă deschide ușa la și poftește, intră, dacă nu, nu intră. Și de aceea poezia lui e foarte frumoasă, noi doar trei strofe ne oprim asupra trei strofe. Doamne, zice el, inima nu e bună de nicio treabă. Prea am ținut un piept, numai o toată. N-am pus-o la lucru, n-am dat-o la școală, am învățat-o. Și mi-a rămas nepricepută și goală, adică, spunea Andrei Pleșu, inima e organ de cunoaștere, nu doar de iubire. Dar uneori nu e capabilă nici de iubire, dar nu te recunoaște. Ori, ce, dacă nu-ți exersezi, nu te antrenezi în dragoste, trecând cu vederea greșelilor celor apropiați de el, nu devii iubitor, nu. Devii rece și distant, judecător și osânditor al celorlalți. Și de aceea spune el constant că inima mea nu iubește. Strofa a doua. Am crescut-o mai rău ca pe prințese. Nu stăruie nimic, nu poate să nu țese. Voinică se plânge, cobosește îndată. Inima fără de rost, inima răscăzată. Adică, inima nu și-a împlinit datoria. Rostul ei, nu etajul acesta emoțional în ființei noastre, este să învețe să iubească, sensul vieții, să învățăm să iubească. Și ultima strofă, spune așa. Sare, s-a prind, i-au apucat acuri, că nu-i dau raiul să la cerbunți peste viacuri. Doamne, eu nu mai sunt este în greu. Nu mai singur tu de acum poți. Te aștept. Intră, Doamne, acolo, la ea, în timp. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.